Salut și hai să pornim într-o nouă aventură. Azi este joi, 3 septembrie și weekendul ăsta, începând de azi, o să mergem la Beliș. O să mă duc cu bicicleta. Am pregătit-o aici. Puțin noroc, peste 60 de kilometri cu 1000 diferență de nivel. Cam în 3 ore o să ajung acolo. Hai să vedem cum e drumul. Mamă, ce nașpa îi! Ieșim din Cluj! Trec ăștia pe lângă mie, mă! Da, suntem în Florești. Urmează Giloșa pe urcarea. 11 km, acum ies din Florești. Aia ce-a făcut ăsta aici? Hai de capul meu! Deci suntem în Gilău. Imediat urmează drumul la stânga și scăpăm de haosul ăsta, sper. Aici pe undeva trebuie să o luăm la stânga, uite semnele. Gata, am luat-o la stânga. Mamă, dintr-o dată s-a făcut liniște. Ce bine e. N-am fost niciodată cu băieții, dar cred că o să mai ies la ture. Anul ăsta e prima mea ieșire cu bicicleta. Nu, mint. Am mai fost odată când am alergat la un făget cu Cătălin. Dar în rest e prima mea ieșire așa la tură. Și suntem în septembrie, deci trecu mult. No, începem încet, încet cu urcările, cu urcarea. Și o să cam urcăm până după Mărișel. Am ajuns la primul lac, lacul Gilău, Nilai. Nu o să trecem pe lângă lacuri. Tudor mi-a recomandat să merg pe partea cealaltă, că ar fi mai ok decât lângă lacuri. Mamă, cât e de fain! Someșul rece! Bă, ce mișto e pe aici! Super tare! Am urcat super puțin până acum, încă nu a început urcarea. Stare curios ce-a fi. Sper să nu mă rupă, că pe la 5 i-am promis lui Cătălin un înot în Beliș. Să vedem dacă merge. Na, bun! Primii 30 au mers într-o oră și 11. Sper că următorii 30 merg într-o oră 50, ca să mă încadrez în 3 ceasuri. Ia, ce fain! Tot urcăm. Sincer, nu știu dacă am fost vreodată pe aici. Am ajuns în Măgur Răcătău. Am ieșit din Măgur Răcătău și acum începem ascensiunea spre Mărișel. Avem vreo 14 km cu vreo 600 de metri de urcat. Doamne ajută! Pe aici pe undeva trebuie să înceapă cățărarea. Nici pe biclă nu-mi plac urcările. Nu-i nimic diferit față de alergare. Haide, capul meu! Ia că abia acum ieșim din Măgur Răcătău. Na, mi-am luat o mică țeapă. M-am uitat, i-am pixul și am vin vreo 5 km aiurea. Trebuie să mă întorc. Super! Așa mă bucur de chestia asta. Ăsta o fi. Hai să mai verific o dată. Nu mă apuc de urcat pe chestia asta. Da, ăsta pare să fie superb. Deci uite ce ne așteaptă. O urcare drăguță. Hai să-i dăm. Hai, mamă. Trebuie să schimb viteza, că nu pot să urc. Hai să vedem. Mamă, deci asta cățărare, nu ce am văzut dincolo. Să fie distractiv. Nici nu știu dacă pot să pornesc. Cred că dacă mă urc acum pe bicicletă și pic. La cât e de abrupt. Deci, 10 km în plus. Mamă, nu reușesc nici cum să mă clipsez. Mamă, frate. Groaznic. Bă, ce trântă am luat. A doua mea trântă, din același motiv. N-am reușit să mă declipsez. A doua mea trântă ever. Partea nasoală e că mi-am agățat un pic piciorul în ceva. M-am zgâriat. Fie sper că n-am berit nimic grav. E grea urcarea asta, nu cred că pot să urc, nu-s capabil. Grea urcare, spurcată. Dacă se menține așa, e ok, da. Cum a fost la început, fix la început, nici nu am putut urca pe bicicletă. De frumos, se vede frumos, da. Să-mi bat piciorul că merită chinuia la asta. Deci iată cum se vede pe aici. Uite așa.
drumul generalului. Greu drum și-o ales generalul ăsta. Hai. Hai, mă doare ahile. Așa sper că e doar de suprafață zgârietura. Mai am vreo 300 de metri de urcat și gata. Bă, de-aș mai fi avut o foaie mai mică sau un pinion mai mare, aici bine ar fi fost pe urcările alea. Ceau, acum suntem pe platou sus. Mai sunt numai mici urcări, coborâri și după aia coborârea până în beliș. Când am crezut că s-a terminat cu urcările, o mai vin dealul ăsta. Chiar sper că e ultimul, dar nu mai pot. Am ajuns undeva în vârf, este o cruce aici. Cred că până aici am urcat de aici coborâre. Mai am vreo 5-6 km numai coborâre și gata. Eu cam ajuns pe azi. Am ajuns la drumul principal unde am băgat anul trecut partea de bicicletă a triatlonului. Uha! Ăsta e vârful, până unde am urcat de acolo încoace și invers. Acum numai de coborât până la baraj și gata, încă vreo 3 km, 4. Aleluia! Am ajuns la baraj! Groaznică dură! Și aici se termină. Nici nu știu cât am mers în total. 4 ceasuri de când am plecat de acasă. Vreo 72 de kilometri aproximativ, cu 1000 și ceva diferență. A fost mai lung decât am crezut, a fost grea urcarea. Efectiv de biciclit vreo 3 ore și ceva, cred că 20. O să scriu la final. Mă duc să văd ce-i cu piciorul meu, să uscat sângele. Sper să fie doar de suprafață zgârietura și cu asta basta. Am ajuns la cabană. Foarte greu, foarte, foarte greu drumul. Tăietură destul de adâncă, din câte am văzut. Așa mare noroc în viața mea n-am avut. În vecini am avut o tantică de vreo 70 de ani, am aproximat eu. Fost cadru medical timp de 40 de ani. Avea tot ce trebuia, mi-a curățat rana, mi-a pansat-o, a zis că să nu-mi fac griji, că e totul bine. Așa că cred că într-un final o să fie ok. Mă duc să mănânc, că nu mai pot de foame. Dimineața, mergem la o scurtă plimbare cu mașina prin zonă. Eu sunt handicapat de ieri, de la picătura de pe biclă. Mai un pic mai bine astăzi decât a fost ieri, dar tot mă doare. Ce să fac? Probabil că prea mult sport nu o să fac weekendul ăsta așa cum am plănuit. Asta e. Mergem să vedem împrejurimile Belișului. Am intrat până în Beliș, la farmacie de fapt am venit, aici la farmacie, ca să mai luam una alta pentru pansament ăsta, pentru picior, că nu prea mai am. Tantea aceea super drăguță din vecin mi-a dat niște chestii ca să pun pe azi, dar nu mi-ajung până plecăm acasă, așa că mergem să mai luăm niște fașe, niște betadină și alte chestii. Am avut noroc că acolo lângă farmacie era și un cabinet medical și a fost o doamnă foarte drăguță, amabilă, s-a uitat, a zis că nu este absolut nicio problemă cu chestia asta. S-ar fi infectat până azi dacă era problemă, așa că nu trebuie să-mi fac griji. O zic că pot să și not cu chestia asta, nu trebuie să pun, dar eu tot o să pun just in case chestii când în not ca să nu-mi intre apă sau alte chestii pe acolo. Și mergem să facem niște scurte cumpărături aici la un magazin de sat și continuăm drumul. Am ajuns la pârtie, îs tare curios cât de frumos se vede sau nu. De când venim aici, în fiecare an am fost de vreo 3-4 ani încoace, de jos, fix de la baraj, aproape de unde e cabana, se vede pârtia. Niciodată n-am ajuns până la pârtie, am zis acum dacă tot șchiopă, e un moment bun să venim cu tata cu mașina și să vedem cum se vede lacul și partea cealaltă de sus. Dacă iarna lumea schiază pe aici, vara vin să se dea downhill cu biclele, așa că îi prinde bicicliști aici. Bă, de ce fain se vede lacul, incredibil. Deci acolo e lacul, acolo e barajul și acolo undeva e drumul și în zona asta e cabana unde stăm noi aproximativ. Iar aici e pârtia. Aici e pârtia cu telescaunul. Acolo mere lumea în downhill. Uitându-mă la harta asta, mi s-a făcut dor dintr-o dată de snowboarding. N-am mai fost, cred că, de vreo
5 ani. Mi-a fost frică să nu-mi rup gâtul, pentru că de când m-am apucat un pic mai serios de alergare, mereu am avut o mică accidentare încoace și încolo, care m-a pus puțin pe tușă și am zis că nu-mi lipsește să-mi rup piciorul sau ceva sau un ligament la snowboard, că mai mă pune pe tușă cel puțin jumătate de an și nu am vrut să fac asta. Deși mi-e cam dor, măcar așa la nivel super amatoricesc în care mă urc pe placă și mă dau pe ceva pârtie albastră. Poate că la anul mă duc un pic așa, dar ușurel, încetişor și cu mare, mare grijă să nu-mi rup gâții. Acum hai să șchiopătăm până la celălalt apreschi. Să vedem ce e acolo. Ia cât de fain se vede lacul. Foarte, foarte mișto de aici de sus. Super tare și casele alea, uite acolo sus. Acolo sus e Belișul. Ia ce bagă ăla cu barca pe... Sau schige ce are, că nu-mi dau seama, nu văd de aici. Teoretic ar trebui să fie deja interzis, acum nu știu dacă practic l-o interzis sau mai bag o șpagă una alta. Am ajuns înapoi pe drumul generalului, de aici în spatele meu e, pe aici am venit ieri, cu bicla, m-o nenorocit drumul ăsta, am crezut că crăp. Am zis că îi musai să venim și astăzi să vedem cât de mișto e pe aici și să trag niște cadre cu valea asta faină. Ia, check this out. Eram tare curios de ce îi zice drumul generalului. Am găsit această informație, bineînțeles, că nu am știut. Drumul a fost clădit manual de locuitorii cătunelor din zonă, în marea majoritate bătrâni, femei și copii, la ordinul generalului Ion Antonescu în 1940. Deși la vremea aceea piatra se transporta cu carul cu boi, iar târnăcopul era principala unealtă de lucru, drumul de piatră a fost construit în 3 ani. Deci de aceea se numește drumul generalului. Am aflat și asta. Mi s-a lărgit cultura astăzi. Ia cât de mișto se vede. Deci e extraordinar de frumos. Drumul generalului e minunat, dar nu pentru bicicletă, pentru mine cel puțin. Poate pentru alții. Pe acolo sus e drumul, se vede, uite acolo sus. Printre casele alea, vup, curbă și așa. Și uite cum se vede aici. Minunat! Jos în vale. Excepțional. Am ieșit la o scurtă plimbare în jurul cabanei, suntem la vreo 300 de metri de cabană. Uite acolo e pârtia unde am fost astăzi, acolo sus, sus de tot. Acolo e barajul. Și aici în stânga noastră, nu știu dacă se vede, este o carieră de piatră. Deci cine nu are o carieră poate să vină aici. Acolo sus în vârf e Mărișel, acolo e pârtia, acolo e fix, uite se și vede, acolo e cabana unde am fost și lângă se vede chestia aia albă unde am băut cafea, o cafeluță și acolo se vede parte din carieră. Ce mai se vede lacul de aici? Ia te-l uită. Ia, aici este cariera. În jos și în sus. Cine n-are carieră, să-și cumpere. Uite, acolo sunt câinii care ne conduc acasă. Acolo e cabana în care stăm noi. Și acolo sus am fost azi. Deci de acolo se vedea aproape până la cabană. Am decis să nu fac astăzi sport, deși cred că puteam să fac, dar nu, am zis că poate îmi prinde și mie bine o zi de repaus, mai ales acum că s-a accidentat un pic. Din câte văd eu, a început să se vindece destul de ok rana, deci mâine o să fac un pic de bicicletă, un pic de not. Nu știu dacă pot să fac alergare, că uite, acum sunt desculț. N-am nicio treabă, nu mă doare deloc, dar în momentul în care iau păpuci, ceva, orice pantof de alergare sau sneakers, orice, colțul călcâiul fix acolo mă apasă când calc, deci când pun jos călcâiul fix acolo mă apasă și aia mă doare, aia încă mă doare, deci la atingere, dacă apăs sau așa, zona mă doare. Dar în rest, n-am nicio treabă, e ok. Eu cred că în 2-3 zile deja încep să uit de chestia asta. Eu am început să se vindece, deja e destul de ok. Mâine îi trag niște folie și ceva chestii peste și apoi dau un not. Ei,
bună dimineața. Ieri am cam terminat ziua, am fost obosit. Azi încerc să dau o tură scurtă de bicicletă, nu știu dacă este ceva, dar om vedea, Doamne ajută. Mă doare un pic piciorul, dar vedem dacă pot să mă dau. Dacă nu, mă întorc acasă și aia e. Măcar am încercat. Băi, ce fain e drumul ăsta. Anii trecuți nu a fost asfaltat cât am fost. Acum e fain, asfalt, ca în palmă. Au asfaltat tot aici, an electoral, ce să zic. Toată lumea asfaltează. E bun la ceva și anul electoral, nu? Se mai mișcă ceva prin țara asta. Că dacă n-am avea an electoral, cred că am stat tot așa, fără nimic. La baraj. Hai să vedem. Pe aici începe urcarea. Pe aici a fost și anul trecut concursul, pe porțiunea asta. E asfalt destul de bun până într-un punct, după care se strică. Vine un tir din spate imens. Mă rog, nu așa imens, dar măricel. Mai vine unul. Am ajuns la intersecția aia, unde a fost și concursul anul trecut, am început să urc. Este și aici un pic de urcare. Pe aici o să urc și mâine, spre casă. Bă, da, așa mult am coborât de aici, când am venit joi, tot urc și nu se mai gata. Gata tura, m-am întors, că și Gabriela au ajuns cu a ei. Sunt pe baraj din nou, imediat ajung la cabană. Bum, înapoi pe drumul spre cameră. Ce bine că ai asfaltat. Ne-am schimbat ghețoale. Uite, frumos, frumos el așa. Și am luat-o la plimbare până la baza pârtiei pe care am vizitat-o ieri. Să vedem dacă urcăm sau nu, dacă urcăm pe jos sau urcăm cu telescaun. Eu cred că nu mă duc cu telescaun, am chef pe jos. Rămâne de văzut cine cum are chef. Deocamdată pe asfalt. Aici ai drumul, ajungem la baraj și după aia, uite, acolo sus, acolo e vârful pârtiei. Aici și-ai barajul, ajungem la el de îndată. Am ajuns pe baraj. Avem acei lemne? Acei alte lemne? Mă faci lemn. Uite, acolo am fost aseară la carieră. Și acum mergem acolo la pârtie. No, am trecut barajul. O luăm aici spre pârtie. Ia câtă pârtia. Pare mi se că suntem pe drumul cel bun. Hai că de aici vă prind pe toți. Întoarce-te și tu, tată. Du-te și tu, Peter. Să mă duc și eu? Ia și eu vă prind pe toți aici. Uite că am ajuns la baza pârtiei. Ieri îi vedeam pe cicliști cum coborau, acum stau aici la rând ca să se urce cu telescaunul. Câinii de la cabana au venit după noi. Avem o echipă mare. Uite, aici e capătul pistei de biciclete. Uite, așa se cară bicicletele pe telescaun. Aici ai pârtia. O să încercăm să urcăm. Sau cât apucăm să urcăm. Ai mei au luat-o cu... Uite, pe acolo. Da, da, uite, acolo sus sunt deja. Imediat au ajuns în vârf. Traseul este de 2 km aproximativ. Are 315 metri diferență de nivel. Uite, m-am uitat aici. În momentul de față am 14 metri diferență de nivel, iar distanța 2,2 km. Hai să vedem dacă ajungem până sus sau nu. Cuțulache o luat-o în față și am văzut niște cicliști. Cobor acum imediat, vin pe cărarea asta. E super scurt traseul, adică 2 km. Un doi ai făcut cu bicicleta dacă ți-ai dat drumul. Hai, deocamdată am rămas singur pe urcare. Încă sunt super jos. Uite acolo unde am fost ieri la carieră, ce sus e. Acolo se vede barajul, dar prea puțin, aia e cabana de lângă baraj. Urcarea, cum coboară cu biclele. Op, op. Super tare. Ia cât de fain se vede lacul acolo, barajul. Cariera și aia e cabana lângă care stăm noi. Și de acolo de jos vin. Super tare.
Urcăm, urcăm. Când e așa de acasă, te vin după noi, după mine acum. Ia cât să stați. Și eu sunt deja aproape la domul ăla, unde am băut ieri cafeluța. Următorii mei follower pe YouTube, mulțumesc frumos, dragilor! Sper că aveți un weekend minunat aici la munte. Da. Și o să ne vedem peste câteva săptămâni când o să urc și acest vlog, da? Așa să fie. Ne vedem de pe YouTube. Sărătate! Salut! O să ne vedem! Da! Da? Bine, mulțumim! Cu mare drag! Un weekend plăcut să aveți! Vă mulțumim la fel! Mulțumesc! E drăguț când lumea e interesată oarecum de munca ta. Cum am zis, mie îmi place foarte mult să fac chestia asta și o fac în primul rând pentru mine, o să fac mereu ceva ce îmi place mie, dar e foarte îmbucurător în momentul în care cineva îți apreciază munca. Am ajuns sus la cabană, suntem fix în vârf. Lacul, tot unde am fost ieri, hai să vedem. Ia cât de tare! Așa cum și zicea jos, 333 de metri urcare, aveam 14 metri, aia înseamnă că undeva la 320 de metri am urcat și în kilometri, deci 4,16, 3,2 aveam jos, aia înseamnă că fix 2 km am urcat până aici. Am urcat, am văzut, înapoi. No, am coborât ușurel cu grijă, așa cum îmi place mie. 18 minute am făcut aproximativ de sus până jos. 2 km cu 315 în minus de data asta. Mai puțin de 2 km odat. Și diferența de nivel, tot așa vreo 300 și un pic în minus. E voie să se bea pe vlogul tău. Nu face reclamă. Numai apă plată cu lămâie se bea pe vlogul meu. E tu bun. Uite, eu am ce ai vrea, hai că merg. Na, cum e la deal? Mai ușor decât la vale? Eu prefer la deal. Este așa dubios că de acolo de sus din vârf până aici sunt aproximativ 3 km. Nu în linie dreaptă, în linie dreaptă și mai puțin. Dar e atât de aproape și pare așa sus, nu știu. Și cu mașina nu poți ajunge acolo decât acolo sus, decât înconjurând tot dealul. 20-25 de km sunt de aici aproximativ, unde am fost ieri cu ai mei. Am ajuns la cabană înapoi. 8,2 km mi-a dat. Cu 440 de metri diferență de nivel. Deci de la cabană până în vârful pârtiei Mărișel și înapoi, 8,2 km cu 440 de metri diferență de nivel, pozitivă, respectiv negativă. Pentru că cât am urcat, atât am și coborât, nu? Îmi iau țoarele de not neoprenul și mergem la baraj. Am ajuns la lac, uite aici așa, unde a fost anul trecut concursul. Uitându-mă, sunt niște valuri și eu nu sunt prea țin foarte bun cu valurile și cum n-am mai notat din martie, nu știu ce să fac, mă tot gândesc. Să mă bag, să nu mă bag. M-am răzgândit, nu mi-am chef de notat. Sunt valuri, îi doare piciorul, n-am chef. Anul ăsta, din punct de vedere al triatlonului, cam gata. Am ajuns din nou la lac. Încă mă gândesc dacă să fac sau nu o băiță. Iarăși ne-au condus prea tine ăștia aici, uite-l. Cu cel pe ăsta. Ce faci, amice? Te-ai pus pe mine? Rătiți-vă un pic așa. Nu ce ai făcut. Am venit împreună. Au vin cu noi. Mai bălit de tot. Bravo. Deja s-o vinegat destul de bine treaba, dar am zis că să nu mă riscă. Cine știe ce prind din balta asta? Pun niște... Pun niște chestii aici. Sper să nu mă calce vreun... vreo barcă cu motor. N-am ce să-ți dau degeaba, vii, prietene. No, cu puțin noroc, după 4 zile pe aici apuc și o să not un pic, să vedem dacă merge sau nu. Să vedem dacă n-am uitat cum să not, că poate nici nu mai știu. Da, da. Să aibă distanță mică față de mal.
Apa e numai bună, mi-a fost cald cu ăsta pe cap, de neopren. În rest e așa, nu? E ok. A mers rău notul, deci dacă se putea să meargă mai rău, acolo mănecam. Gata, notul în Beliș, fântânele. Cam atâta pentru foarte, foarte rău a mers în notul, nu știu. Oricum e super, super novice, deci mere greu notul în general la mine. Din martie, de când o interzis piscinele și tot, nu am mai notat deloc. 15 minute a mers super bine, mai bine decât mă așteptam că o să meargă. Dar am recuperat pe următorii 500 de metri, unde când a mers super rău. Dar asta e, măcar am încercat. Dacă veneam până aici și nu notam nici măcar un pic, era mai nasol. Acum măcar am dat o tură. Gata de plecare. Am pregătit bicicleta. Pa, serustoc! Pa, serus, Peter, drago, a fost și lung. Și vedeați-mă că într-o zi am... Naio, servus. Ca noroc aici e pantă. Ușor de pornit, cu puțin noroc ajung peste 3 ceasuri acasă. No, hai să vedem. Servus, toc. Căsi. Una. No, am plecat. Doamne ajută să începem urcarea. Astăzi, undeva între 5 și 600 de metri am de urcat și vreo 1200 de coborât. Ceva mai simplu decât joi, doar că e foarte cald, e soare. Prima parte a traseului e pe umbră, semi-umbră. Mă rog, aici nu e umbră acum, dar o să fie un pic. Cu puțin noroc se gata și ziua de azi. Tot pe urcare. Este o cireadă în față. Sper să nu ne atace vacile. Am ajuns la intersecția, hai să-i dăm în sus. A fost nasoală ieri urcarea asta. Acum e și mai nasoală că e soare. Ce dezolant e totul aici. Se vede până departe. Ia ce aici. Ce de mașini. Deci pe asta. Hai, mi-a odată groaznic. Partea bună e că am scăpat de prima parte a urcării, cea mai grea. De aici restul cât mai cumulez doar mici urcări. Nu mai e pantă direct. Acum am avut 7 km cu vreo 350 de metri și mai adun vreo 200 până acasă, dar pe restul cât o mai rămas, deci e ok. Din nou Mărișel. Astăzi nu voi lua pe unde am urcat pe drumul generalului. O să iau în stânga după Mărișel sau din Mărișel și o să cobor de-a lungul lacurilor. Curbele sunt mai late acolo și mai ok coborârea, așa am înțeles. Nu știu că încă n-am fost pe acolo, numai cu mașina, o să vedem. M-am oprit super din scurt, beau o gură de apă. Aici, uite, s-au despărțit drumurile. Încolo trebuia să merg pe drumul generalului. Ne-am luat-o încoace și acum mergem pe lângă lacuri. Hai să-i dăm bătaie. Nici pe aici nu arată rău. Chiar frumos, aș putea zice. Încolo. Ia, cobor de jumătate de oră aproape și abia acum ieșim din Mărișel. Deci e huge chestia asta. Cum dracu a ajuns până aici? Habar n-am, dar... Uite, am 31 de kilometri. Și când am intrat în Mărișel, aveam vreo mai puțin de 10. Deci timp de vreo 23 de kilometri am tot fost în Mărișel. Tocmai ce am ajuns la coada lacului Tarnița. De fapt, cred că am trecut deja de coada lacului, că se vede lacul destul de bine. În scurt timp ar trebui să ajungem la baraj. Imediat ajungem la baraj, rece după curbă. Ia ce coadă, ce Dumnezeu! Mamă, fratele meu! Așa toți or să mă depășească. La un moment dat, what the fuck? Check this out, cum se vede încoace. Ha! Minunat! Ia cât e de jos ăsta tot. Am amețit, nu m-am uitat în jos și am amețit. Mamă, ce e aici, fratele meu? Ce se întâmplă? Bă, dar e nasoală, treaba rău. Dacă vă întrebați ce este, e doar România. Toți o parcat pe unde au apucat. Cred că până pe aici așa am și scăpat de dop. Dacă e până pe aici am scăpat relativ ieftin. Așa pare. Hai să-i dăm ultimii 24 de kilometri. Gata! Bă, ce fain! Ia de unde am venit? De acolo am venit. Super tare! Super, super, super! Gata, mergem înainte.
Iar acum în stânga noastră avem Someșul Cald, care nu e așa de cald. Sper să nu greșesc, dar Someșul Cald în stânga, lacul Gilău în dreapta. Am intrat în Someșul Rece, pe aici am venit, am intrat în drumul în care am venit, la 300 de metri în spate era intersecția, imediat suntem în Gilău și pe Cluj. Am intrat în Gilău, imediat ajungem la principală și o luăm la dreapta spre Cluj. De acum începe distracția adevărată. Cluj-Napoca. Am ajuns în Florești, încă vreo 10 km. Nu știu de ce, dar super amețit, abia aștept să ajung deja. Ia uite, plăcuța Cluj-Napoca, fix acum am 60 de km. 2 ore 27:52. Mai am vreo 5 până acasă. Imediat e gata și turnul. Uai, nu știu dacă se vede unde sunt. Machidiz acolo. Am ajuns cu Chiucuvai. Să încheiem vlogul fix acolo unde l-am început, în gangul blocului. A fost un weekend până la urmă puțin diferit față de cum mi-am imaginat eu, din cauza accidentării, evident. N-am apucat să alerg deloc, am făcut o drumeție. Ieri o biclă scurtă, azi un înot scurt. Plănuiam să fac în fiecare zi câte o alergare, câte un înot, poate și câte o biclă de așa vreo oră. Nu mi-a ieșit, asta e, m-am odihnit măcar un pic mai mult. Ura de azi 65 de km și jumătate mi-a dat. Nu știu ce diferență de nivel. 2 ore 43 de minute pe ceas. Am oprit ceasul de fiecare dată când m-am oprit sau când am stat la stop. Deci probabil undeva la 3 ore, 3 ore și un pic. O durat cu totul drumul de vreo 15 km. Am început să simt o amețeală super nasoală, nu știu ce, poate de la soare, m-am deshidratat, nu știu, simțeam așa efectiv că ca și cum fuge drumul de sub mine, numai că nu în față, spate, ci stânga-dreapta. Cam asta a fost mica mare escapadă în Beliș. Un like, un share, un subscribe dacă ți-a plăcut. Mersi că te-ai uitat la mine și ne vedem cu următorul vlog. Pa, pa!